Cum se face că de cele mai multe ori, în funcții cheie, sunt numiți uneori cei care nu au aceste competențe profesionale, nu neapărat experiență, deși pot fi amândouă? Păi eu resping din start această întrebare pentru că nu cred că mi se aplică mie. Detaliați, vă rog. Că nu înțeleg de ce prezența mea, și acum mă refer strict la poziția de ministru al dezvoltării, chiar cred că rezultatele pe care le am în aceste 7 luni de mandat sunt unele bune și foarte bune și nu am de ce să mă rușinez de activitatea mea în calitatea de ministru și repet, nu a fost o dorință, nu a fost o opțiune, nu a fost, dacă vreți, un scop al meu de a ajunge ministru al justiției. Înțeleg că e nevoie ca un ministru titular să asigure un interimat la alt minister. Repet, pe o perioadă de scurtă durată și chiar credeți-mă că nu mă tem că voi avea de gestionat, dacă se va întâmpla, chestiunile curente ale unui minister și nimic altceva.